Bună ziua, dragi prieteni! Bine m-a regăsit la Livada Vâlcea. Astăzi facem și noi o observație la ce mai avem prin grădină. După cum am observat pe mai multe grupuri, boli și dăunători anul ăsta, peste tot, observăm, are în mai multe locuri. Și aici, plin, negru, și frunze lipicioase, plin de furnici și de... Ia uitați! Peste tot rodul aportează și pe asta. Doar două pe rămurica asta, în rest totul căzut. Aici nimic, uscat. Două, trei, un vișin pe care sperăm la anul să avem mai mult rod. Poate ne va ajuta și timpul. Ia uitați! Peste tot. Ia. Aici nu are nici măcar una. A legat 4 din 2, 3, 4, 6 buchete. Doar 4 a legat. 2 la stânga de frunză, 2 la dreapta de frunză. Restul toate sunt avortate. Aici încă 2 mititele. Ne vom ocupa de el și vei face și tratament. Să vedem cum reușim să îl salvăm. Are și vierme. Ia uitați. Are mai multe. Are, cred că, 3 într-un. Mititel de 3 ani. Așa arată. Cam atât am vrut să vă arăt pentru astăzi. Lăstarii. Nu uitați să rupeți lăstarii de acum. Da? Asta o să-l tai de jos cu farfeca. Da? Cei care sunt anuali, nu ezitați și dați-i jos de acum până nu cresc, să facem o rană mai mare când îl rupem. Așa că asta e momentul oportun. Tot ce e pe trunchi, până la prima șarpandă, adică până aici, se dau jos, da? Cam atât am vrut să vă arăt pentru astăzi. Vă mulțumesc, la revedere!